Așadar, dragilor, pornim la clasa 11. Tema pentru acasă, da? Așa zicem. Tema acasă. Se consideră matricea A fie A 1, 1 pe linie, da? Da, pătratică. Matricea da. 1, 1 1 minus 1. Bun. Așa, punctul A. Să se calculeze matricea B egal cu 2 ori A plus I2. B ori A. Nu, pe matricea B egal cu 2 ori A plus I2. Așa. 2 ori A plus I2. I2. Bine, 2, 2 ori matricea 1, 1, 1 minus 1 plus 1, 0, 0, 1. Da. Și egal cu 2, 2, 2 minus 2, 2, 2 minus 2 plus 1, 0, 0, 1. Care face? 3, 3, 3, 2, 2, 2 și minus 2. Și minus 1. Asta, da, minus 1, că 2 minus 2 și 1 face minus 1. Asta era răspunsul corect, da? Da. Deci mai departe. Punctul B. Să se arate că A la a doua egal cu I2. Că A la a doua egal cu I2. Adică cine este A la a doua? Egal cu 1, o matricea A ori 1, 1 minus 1 ori matricea 1, 1, 1 minus 1. Egal cu? 1 ori 1 e 1 plus 2 faci. A, da. Deci 1 și 1, 2. 1 ori 1 e 1, e 0. Da. 1 ori 1 e 1, minus 1 ori 1 e tot 0. Da. Și 2. Și? Și 2? Da. Deci 1 și 1, 2. Da. Dar n-a dat I2. Da, n-a dat. Egal cu 2. 2 I2. Că scot un 2 în factor și vine 1, 0, 0, 1. Egal cu 2 I2. Ne-ați fost doar atenți. Asta o cer. Să atenți că egal cu 2 I2. O spus că A pătrat egal cu I2. Egal cu 2 I2. 2 I2. Eu m-am lăsat doar egalitatea care a rămas. N-am adică 2, 0, 0, 2. Da. Deci ne-ai scos un 2 în factor și arătai că e 2, e 2. Eu au zis ce au zis. Dar asta, că asta, forma asta nu e matricea unită. Da, păi 2. 2 ori, scoatem pe 2 în factor comun, împărțim toate elementele la 2 și 2 împărțit la 2 face 1, 0 împărțit la 2 face 0, 0 împărțit la 2 face 0, 2 împărțit la 2 1. Și 2 e 2. Să se determine x, y. Asta a fost 1, nu? Da. 2. Să se determine x, y, z. Z. N aparține lui R. X, y, z de unde? Din I aproape? Sau ce spune? X, y, z. Virgulă N aparține lui R. N aparține pentru lui. Care are loc egalitate. Iar aparțin lui R? Lui R. Iar? Da. Da. Pentru care are loc egalitate. Pentru ca două. E matrice pătratică. X pătrat plus X. 2 la Z. 2 la Z. E cu când... Combinări. Așa, combinări de N luate câte două. Combinezi el la câte două, linia a doua? E linia a doua, da, că e foarte important. Așa, mai dictează, combinezi el la câte două. Așa, și logaritm în bază 2 din Y plus 1. Y plus 1 în afară sau în paranteză? În paranteză. Y plus 1, așa. Și asta e matricea, egal cu 2, matricea 2, 2 la Z. 2 la Z. Așa. Tot Z? 2, 2Z minus 1.
egal? Aici e 2z minus 1, așa? La exponent. Așa, 2 la puterea, 2 la puterea z la minus 1. Mai dictează. 2 la z minus 1. 2z minus 1. 2 la 2z minus 1. 2 la 2 z minus 1. Așa e bine? 3, 3, da. 3, 3. E ceva rând. Cât două matrici sunt egale? Trebuia să fie egal, nu? Știi ce spunea aseară? Element cu el în poziție cu poziție. Și așa spunea. Că dau ceva cu exponențial, dau ceva cu logaritm. Dar nu am primarul să fac. Păi, da. Deci ce am înseamnă aici? Echivalentul aș scrie x pătrat. X pătrat plus x egal cu 2. O trecem pe 2 în parte. Lasă-o, lasă. Scrim pe toate. A, le-am scris eu pe toate. Deci da? X pătrat plus x egal cu 2. Apoi, 2 la z egal cu 2 la 2z minus 1. Apoi, combinări de n luat de câte 2, egal cu 3. Și apoi, logaritm, simplu, vorbește. Logaritm în bază 2 din y plus 1 egal cu 3. Egal cu 3. Deci asta s-a tradus din egalitate. Ești forțat să le iei pe toate. Și fiecare în parte îți oferă x pătrat plus x, adică x pătrat plus x minus 2 egal cu 0, rezolvăm asta. X sumă 2 egal cu minus 1 plus minus radical din 1 plus 8, nu? 4 ori 2 era, da, radical din 1. Supra 2 și egal cu minus 1 plus minus 3 supra 2. 2. 3 odată minus 1 plus 3, 2 pe 2, 1. Așa și... X sumă egal cu 1 și X 2 egal cu minus 2. Minus 2. Deci valorile sunt 1 și minus 2. Băi, mare brânză, băi. 2 la egal cu 2 la, având aceeași bază, la clasa 5 sau acesta. Exponenții să fie egal. Păi ce era aici de? Ce filozofie era aici? Mai banal ca asta nu se putea. Deci de aici, z egal cu 2z minus 1. Adică, e quasi gradul 3, nu? Duci pe 2z în partea asta, sau... E 1 aici și z în partea același, bine. 2z minus z înseamnă z egal cu 1. Asta de aici. Era un lucru așa de greu? Da. Dar la ce trebuie să te gândești? Nu mi-am amintit, dar nu trebuie. Ce trebuie să amintești? Două puteri sunt egale. Având aceeași bază, exponenții să fie egale. Iar aici, la ce te duci? Formula. Am scris formula, dar nu știu cum să... N factorial supra... N factorial. Combinări, să ne amintim formula. Combinări de N luate câte K. Combinări de N luate câte K este egal cu N factorial supra K factorial, pentru că N minus K factorial. Așa, nu formula. N factorial supra K factorial. Și am pătrat duci. Combinări de N luate câte 2 este, după formulă, cât? 2, n factorial supra 2 factorial, pentru că diferența n minus 2 factorial. Și cam mai departe cu, hai să-l traducem. Exprimăm factorialul mai mare n cu ajutorul factorialului mai mic. Cum spuneam în trecut. 7 factorial înseamnă ce 7 factorial? 1, 2, 3, 4... Toți factorii până la 7, da? Da? Deci pot să spun toți factorii de până la 5, ori 6 ori 7. Scrie asta. Deci 7 factorial egal cu 5 factorial ori 6 ori 7. 10 factorial, scrie-l cu ajutorul 9 factorial. Egal cu factorial? Ori 9 ori 10. Ori 9 ori 10. X plus 1 factorial egal cu X factorial. În funcție de X. Scriem x factorial, văd toți de după el. După x vine x plus 1. Fără x plus 1. X plus 1 factorial cu ajutorul lui x minus 1 factorial. Ori x minus 1. După x, am scris toți factorii până la x minus 1. După x minus 1 ce ar urma? Ori x, ori x plus 1. Adică, exact cum aș fi continuat aici, în loc de x factorial pun x minus 1 factorial,
x minus 1 factorial și urmează după x minus 1 vine x ori x plus 1. Vezi? Cum s-ar scrie x plus 2 factorial cu ajutorul lui x minus 3 factorial? X plus 2 cu ajutorul x minus 3. Ori x plus 1. Păi pe x minus 3 vine cine? X minus 2. Apoi. X minus 1. Apoi. Ori x. Ori x. Apoi. Ori x plus 1. Până ajunge x plus 1 și până x plus 2. Deci pleci de la asta cel mai mic pe care îl ai și până scrii pe toți de după el. X minus 2, x minus 1, x, x plus 1 și x plus 2. Până ajuns la x plus 2 factorial. Acum, n factorial cu ajutorul lui n minus 2. Cum o să spun? E cam mai departe cum? N minus 2 factorial. Pe lângă, după n minus 2, cine vine? Care-s factorul? N minus 1. N minus 1, dar nu factorial și asta. N minus 1 e factorul următor, ori n, până l-am completat. Supra. Deci m-am oprit, am ajuns la el. Supra 2 factorial care înseamnă 2, 1 ori 2, ori n minus 2 factorial. N minus 2 cu n minus 2 se simplifică. Și egal mai departe cu n pe lângă n minus 1 tot pe 2. Deci am găsit că combinări. Și am găsit combinări de n luate câte 2. Am găsit egal cu n pe lângă n minus 1 tot pe 2. Deci avem acest rezultat, combinări de n luate câte 2. Ia să vă descriem, combinări de n luate câte 2. Combinări de n luate câte 2 este egal cu n pe lângă n minus 1 totul supra 2, da? Și noi am avut de rezolvat ce? Combinări de n luate câte 2 egal cu 3. Asta era. Echivalent. Cum? În loc de combinări din luate câte 2 pun asta. Vine n pe lângă n minus 1. Supra 2 egal cu 3. Deci n pe lângă n minus 1 supra 2 egal cu 3. Dar după aceeași numitor, ce obțin acolo? Echivalent. N pe lângă n minus 1 egal cu 6. Hai vorbești, n pe lângă n minus 1. Adică? Spațiu în paranteză lucrăm. N pătrat minus n egal cu 6. Adică? N pătrat minus n minus 6 egal cu 0. Adică? Rezolvăm cu delta. Hai, delta cu cine altceva? Delta egal de... Deci delta egal cu 1 plus 24 și egal cu 25. Și atunci e n 1, 2. N 1, 2 egal cu minus b plus minus radical din delta supra 2a. N 1 egal cu minus b plus 1. Așa se scrie, nu ai zis minus b plus minus radical din delta supra 2a. Trebuie timpul. Aplici și clasa 11. Rapid le faci asta. Deci n 1, 2 egal cu 1 plus minus 5. 1 plus minus 5 supra 2. N 1 egal odată cu 1 și cu 5, 6 pe 2, 3. Și N 2 egal cu 1 minus 5, 2. Minus 4 pe 2, minus 2. Minus 2. Da. Deci cele două rădăcini sunt 3 și minus 2. Dar N 1 de unde este? Din numer natural. Nu pot vorbi aici de altceva. Asta pică. Deci N trebuie să fie număr natural la combinare. Că nu poți face sumulțim luate cât e minus 2 sau știu eu acolo. Și este o trăstare. În concluzie, am rezolvat și asta. Eu însă aș fi rezolvat mult mai rapid. Când ai avut aici n pe lângă n minus 1 egal cu 6, mă întrebam cât ori cât să facă 6? 2 ori 3. Deci este egal cu 2 ori 3, că trebuia să fie consecutiv din și n minus 1 sau pe altul. Înseamnă că 3 este cel mai mare, n egal cu 3, și cealaltă n minus 1 egal cu 2, care conjugă tot la 3. Deci de aici rezulta că n egal cu 3 terminate aici.
Nu 3, ți-a dat și cu delta? Ți-a dat și pe minus 2, dar minus 2 îți convine. Deci s-a rămas numai nu egal cu 3 și am terminat exercițiul. Mai departe. Logaritmul bază 2 din y plus 1. Da, deci ai avut aici pur și simplu de tradus combinări de n la tigete 2. A vrut să vadă dacă cumva am amintit ce înseamnă combinări de n la tigete 2 de câte 3. O ecuație combinatorică foarte banală. Banală, banală. Și să vadă, să vadă dacă știți să exprimați factorialul mai mare pe ăla mai mic, nu? Sau dacă știați deodată combinări de n la tigete 2 înseamnă așa. Pleci de la ăsta și ăsta spune câți factori mergi descrescând. Vine n pe lângă n minus 1. Supra 1 ori 2. Deci, fie de o șmecherie rapidă. E simplificarea făcută. Deci, când zici combinări de n luate de 2, înseamnă că ai 2 factori aici. De la el plecând înapoi. N pe lângă n minus 1, supra 1 ori 2. Dacă îți ceream combinări de n luate de 3, pe combinări de n luate de 3 ar fi fost așa. N pe lângă, de la el plec, n pe lângă n minus 1, pe lângă n minus 2, e 3. Da. Mai 3, te oprit. Da? Mai 3 termen. N pe lângă n minus 1, pe lângă n minus 2, supra 1 ori 2 ori 3. Da, 1 ori 2 ori 3. Dacă știai acest lucru, era simplificarea făcută. Cât înseamnă combinări de 3K plus 1 luate câte 2. Deci vine ce e? Asta de jos e în K. Da. 3K plus 1. Câți termeni să ai? 2. Ori următorul mai mic unitate. Ori 3K. Atât. Și m-am oprit. Totul supra 1 ori 2. Deci 3K plus 1 ori 3K, totul supra 1 ori 2. Deci e foarte rapid, dacă știi așa. Și atunci ar fi fost, înainte, n pe lângă n minus 1 pe 1 ori 2, egal cu cât ai avut acolo, egal cu, 3. Cu 3. Adică n pe lângă n minus 1, egal cu 6, și terminai. Să știi că, mai ales la analiza matematică, acum ce urmează, nimic din cunoștințele anterioare nu pot fi uitate. Totul se construiește pe baza lucrurilor din urmă. Mergem mai departe. Hai să rezolvăm cealaltă. Ai avut logaritm baza 2, logaritm baza 2 din y minus 1. Egal cu 3. Și aici nu ai mișcat nimic. Pe când există logaritm baza din b? Hai să ne amintim. Dar nu s-a mai discutat, da. Da. Cât face logaritm în baza 2 din 4. Din ce motiv face? 2 la 2. Adică 2 la 2 egal cu 4. Da. Cât face logaritm în baza 2 din 16? 3 sau 4. 4, că 2 la 4 fac 16. Egal cu 4, pentru că 2 la puterea 4 egal cu 16. Asta e motivul. În concluzie, cât face logaritmul în baza 2 din x plus 1 egal cu 5? Cum traduci asta? Dacă ai de rezolvat ecuația asta, logaritmul baza 2 din x plus 1 egal cu 5, cum ai tradus-o? Păi 2 la ce putere? 2 la 5 egal cu x plus 1, că așa se traduce, da? Argumentul x plus 1 egal cu 2 la 5. Deci, am vorbit de logaritm baza a din b egal cu c. E este echivalent la scrie ca a la c egal cu b. Asta este, da? Așa se traduce un logaritm, ca o putere exponențială. Ca o putere acolo. Deci logaritm baza 2 din x plus 1 egal cu c, cum s-ar traduce?
că 2 la 5 e egal cu x plus 1. Deci de aici ar fi echivalent. Cu cine? X plus 1, mai să iau așa, x plus 1 e egal cu 2 la 5. Care înseamnă x plus 1 egal cu 32. Adică x egal cu 32 minus 1, 31. Și terminat de ești. Tu ce ai avut acolo? Logaritmul baza 3 din y. Logaritmul baza 3 sau 2? Logaritmul baza 2 din y plus 1. Logaritmul baza 2 din y plus 1 egal cu 3. Cum s-ar fi tradus asta? Y plus 1 egal cu... Y plus 1 egal cu... 2 la 3. 2 la 3, adică echivalent. Y egal cu 8 minus 1, 7. Îți făceam dintr-o... Foarte simplu, foarte, foarte simplu. Deci, dar nu niște ecuații exponențiale mai dificile sau logaritmice. Banale. Acolo a fost 2 la z egal cu 2 la z minus 1. Nici măcar v-am așezat așa. Să fost 2 la z egal cu 8 la 2z minus 1. Ca să nu fie aceeași bază. Să știi tu că 2 la z egal cu 2 la 3 totul la 2z minus 1, care însemna echivalent. 2 la z egal cu 2 la 6z minus 3, că se mulțește, nu totul cu 3. Și de acolo ziceai 6z minus 3 egal cu z. Deci, banal, banal. Eu dacă aș fi dat, n-aș fi dat banalitatea asta. Hai să spun pe cea dreaptă. Aș fi dat măcar niște lucruri mai serioase acolo. Adică, în momentul în care egalai, să te duci la ecuație exponențială, logaritmică, mai interesantă, de un anumit tip, ar fi fost așa, după egalarea celor doi, să ajungi de tipul 4 la x, 4 la x minus 5 ori 2 la x plus 6 egal cu 0. Deci, după ce munceai tu și așezai, la asta aș fi eu vrut să ajungi. Ce, cum o faci cu asta? Dacă ajungeai la așa ceva. 4 x minus 5 ori 2 la x plus 6 egal cu 0. N-ai aceeași bază peste tot. Aș fi înlocuit pe 4 la x ca fiind 2 la x totul la a doua. Că 4 e 2 la a doua. Deci 2 la x totul la a doua. Minus 5 ori 2 la x. Plus 6 egal cu 0. Dacă lucrul lucrează, este în exemplu. Da? 2 la x totul la 2, minus 5 ori 2 la x, plus 6 egal cu 0. Și aș fi notat 2 la x egal cu un t. Da. Ok, peste tot 2 la x. Și ce te vede în ingliște? Te rog, vorbește. 2 la t totul la 2. 2 la t totul la 2. Minus 5 ori 2, 2 la t. Minus 5 ori 2 la t, da. Plus 6 egal cu 0. Și? Cum 2 la t? Păi dacă mătez pe 2 la x cu t, 2 la x îl mătez cu t. A, vine t pătrat. Păi t pătrat. Simplu. T pătrat minus t. Lucrează și vorbește. De ce 10 t? Păi 2 la x e t. 5 t. 5 t, da. Cum să zice 10 t? Deci, tu în loc de 2 la x, pui t și ai t pătrat minus 5 t plus 6 egal cu 0. Hai, trebuie de t1, t2? T2 egal cu... Cât din ea? Minus 24. Minus 5 plus 1 sub 2. Da. Egal cu 3. Și 5 minus 1 sub 2. 5 minus 1 sub 2 egal cu 2. Dar deodată, ce două numere adunate să facă 5 și împărțite să facă 6? 2 și 3. Deci de aici rezultă că T1 egal cu 2 și T2
că 2 egal cu 3. Și mă întorc la substituții. Cine era Teu? Cine a fost notarul de noi, Teu? 2 la x. 2 la x egal cu T. Nu așa a fost substituția făcută. Și acum mă întorc la variante. Vine 2 la x egal cu 2. Egal cu 2. De unde rezultă că x egal cu 1. Da. Și pe urmă, altă variantă, 2 la x egal cu 3. Nu. Nu e aceeași bază. Și ca să coborăm baza, logaritmăm. Deci, atenție. 2 la cât egal cu 3? Cum s-ar scrie acest C? C-ul. Vezi aici? I2 la cât X-ul egal cu 3. C-ul acela de sus este logaritmul baza 2 din 3. Deci de aici se rezulta că x egal cu logaritmul în baza 2 din 3. Am mers înapoi. Da. Deci x egal cu logaritmul în baza 2 din 3. Că dacă vrei să-l traduci pe logaritmul ăsta, ar fi așa. 2 la x egal cu 3. 3. Și invers ai avut. Ai avut asta cunoscută și trebuia să găsești pe x. X egal cu logaritmul în baza 2 din 3. Și terminat ești. Da? Deci, dacă aș fi avut, aș fi dat așa ceva, să ajungi la asta, din egalitate, așa. Termen cu termen, să ajungi la asta ca să văd dacă știi să rezolvi ecuația de asta. Și să fii văzut că 4 la x și 2 la x, totul la a doua, să notezi cum te rezolvi ecuația de grad 2, găsești, întoarci la substituții, te puneam în situația să vezi rapid x egal cu 1 și asta în care trebuia să vezi un lucru. Deci, de-aia spun, nu există nicio scuză că așa să te și ți trebuia să ai așa greutăți. Sau, când a ajuns la, măcar la chestia asta, și spus, a avut logaritm baza 2, nu din y plus 1, spuneam, din 5x plus, sau 5y, hai să zic y chestia asta, 5y plus 2, supra, să spunem, y pătrat minus 1, egal cu 2. Sau cu 3, cu două dată, acolo cu 3, da? Ei, ce? Din egalitatea asta, înaintea te puca de lucru, ar fi trebuit să spui că există logaritmul când baza e mai mare ca 0 diferit de 1 și argumentul mai mare ca 0. Deci, ce condiții ai fi pus? 2 mai mare ca 0, 2 diferit de 1 și e adevărat, la care adăugai că 5y plus 2, totul supra y pătrat minus 1, da? 5y plus 2 supra y pătrat minus 1, mai mare strict decât 0. Ei, și acum ne apucăm de treabă. Cum se traduce logaritmul ăsta? Echivalent cu 2 la 5 dreapta, 2 la 3 egal cu 5y plus 2, totul supra y pătrat minus 1. Deci 2 la 3 egal cu 5y plus 2 supra y pătrat minus 1. Ceea ce ar însemna în traducere că 8 egal cu 5y plus 2 supra y pătrat minus 1. Echivalent cu. Ce facem aici? Înmulțim. Și vine 8 pe lângă y pătrat minus 1. 8 pe lângă y pătrat minus 1 egal cu 5y plus 2. Adică 8y pătrat minus 8 egal cu 5y plus 2. Și acum am văzut la ecuația de grad 2, rezolv la acolo, găsesc valorile lui y. Văd din acelea pentru care se întâmplă chestia asta. Aș fi avut și de rezolvat în ecuația asta mai întâi. Cum se rezolvă asta? Ca o fracție. Faci semnul lui 5y plus 1 al lui y pătrat minus 1, semn numărătorul, semn numitorul, raportul, vezi. Deci, iată, concret, aveam de lucru. Te pusesc într-o situație în care vreau să văd dacă știi să rezolvi în ecuații de gradul 2. Vezi? Cum o facem pe ce? Hai să vedem cum o facem. Pe în ecuația aia. Deci tu ai de rezolvat în ecuația să vedem care e în ecuație.
Am zis 5y plus 2, totul supra cât? Y pătrat minus 1 mai mare ca 0. Da? Și cum am spus că o să gândim? Închipui că avem o funcție f1 de y egal cu 5y plus 2 și facem semnul să vedem unde e zona când y sunt pozitivi, y negativ, semnul y-lor. Așa, pornim tabelă. E vorba de y de la minus infinit la plus infinit. Așa e funcția în variabilă y. Nu neapărat cu x și ce. Dăm valoarea 0. Nu, egalăm. Egalăm cu 0, ca să vedem y-ul pentru care ia obținem 0. Și vine cât? Vine y egal cu minus 2 pe 5. Deci când e minus 2 pe 5, imaginea este 0. Iar acum, dacă am să mai dau în stânga sau în dreapta, vă nu arăt pe 0. 0 e bine plasat aici sau în dreapta? Unde îl pun pe 0? În dreapta, sigur că da. Când e 0, imaginea prin funcția asta este 2. Deci este 2, înseamnă că e plus pe aici. Plus, domnule, da. Și în partea asta este cu minus. Cine este așa? Cine procedează așa? 5y plus 2. Și? Și acum y pătrat minus 1. Y pătrat minus 1. Adică asta ar fi funcția a doua. F2 de y. Egalez cu 0, găsesc rădăcini, găsesc, deci y pătrat minus 1 egal cu 0, adică unde pun 0? În dreptul căror y. Înseamnă y cu 1, 2 egal cu plus minus 1. Că y pătrat egal cu 1. Pe la minus 1, partea asta. Pe undeva se află minus 1, cred că pe aici, pe undeva. Și 1 în partea asta, da? În dreptul lor 0 și 0. Cine este în dreptul lor 0 și 0? Cine este în dreptul lor 0 și 0? Y pătrat minus 1, nu? Așa. Și dăm acum o valoare din zona din stânga. Dăm pe minus 2 și obținem ce? 4. 4 minus 1, 3. 3. Plus. Pozitiv. Plus pe aici. Minus pe partea asta. Plus. Și după care trag linii și fac raportul semnului. Adică scriu pe alea două una sub alta. 5y plus 2 supra y pătrat minus 1. Noua funcție care are rețeta asta. Ea va da în minus 1 și 1 bară, că nu există funcția, că e numitor. Da? În minus 2 pe 5, cine este 0 minus 2 pe 5? 5 y plus 2, adică te lăsă 0 pe ceva, face 0. Deci aici obțin 0. Și acum încep să văd semne. Minus cu plus, minus cu minus, plus, plus cu minus, ca aici plus tot timpul, plus cu minus e minus, și nu plus. Cum trebuia să fie 5y plus 2? 5y plus 2, totul supra y pătrat minus 1, trebuie să fie, avem noi acolo, mai mare extrem decât 0. Asta când se întâmplă, dacă și mai dacă, y unde îi vedem, în ce zonă vezi tu cu plus? Păi uite-te sus. La plus infinit. Păi, unde vezi plus aici, văd eu plus. A. Adică între minus 1 și minus 2 pe 5. Da. Și unde mai văd? Unde mai văd pe linia asta plus? Între 1 și plus infinit. De la 1 încolo. De la 1 la plus infinit. Deci răspundem, y aparține de la minus 1 la minus 2 pe 5. Da? Reunit cu 1 plus infinit. Iar a fost strictă inegalitatea. Fără egal la minus 2 pe 5. Dacă ar fi fost și egal cu 0, dar e strictă. Și cu asta, odată rezolvat, și mă apucam de rezolvat ecuația aceea, trebuia să accept numai y din zona asta, de la minus 1 la minus 2 pe 5 și reunim cu 1 plus infinit. Deci dacă aș fi dat așa ceva, aș fi dat un pic mai simplu, mai complicat. Deci un logaritm nu în baza a 2. În baza a 2, dar nu din y plus 1.
ci din 5, y plus 2, supra y pătrat minus 1, ca să apară aici o fracție, puse condiția, verificam și dacă știi condițiile de log pentru existența logaritmului, baza mai mare ca 0 diferă de 1, deci 2 sunt rezolvate, și acum ar urma argumentul să fie mai mare ca 0. Ori asta mai mare ca 0 însemna ce? Rezolvarea acestei probleme, care era echivalent cu y între minus 1 și minus 2 pe 5, unui corpus infinit. Deci verificam și alte cunoștințe. Cum se rezolvă în ecuații fracționare. Asta ar fi fost, nu? Foarte tare. Și pe urmă tu te apuci de rezolvă ecuația și vedeam și acolo. Așa, după tot așa, banalități. Rezolvarea unei ecuații grad 2, voi sunteți fericiți dacă cu delta. Aveți o singură chestie. Dacă e cu delta, gata, ați făcut-o. Dar nu sunt, matematica nu se duce la rezolvarea unei ecuații cu delta acolo. Ai văzut chestiuni, vecinătăți, minuni, limite de funcții. Sunt lucruri de finețe. Nu. Matematica, repede, nu înseamnă ce cu rezolvarea ecuației grad 2. Și bă, dar eu știu să fac cu delta. Asta e. Sau puteam să vă duc spre o ecuație irațională. Radical. Mai sunt acolo întrebări? Hai să vedem. Asta a fost chiar elementar. Acum ai văzut că a fost elementar. Fie matricea A de două ori niște trei coloane. Fie A. Da, două ori niște trei coloane. 2, 0, 1. 2, 0, 1. 1, 1, 0. Așa. Și B egal cu transpus al lui A. B egal cu transpus al lui A. Adică 2, 0, 0 1, 1, 1, 1, 1, 0. Adică linia întâi a făcut o coloană. Linia a doua, iar coloană. Ce să fac? Să ne A ori B și B ori A. Asta da? Mulțim. A ori B, egal cu 5 și B ori A. A ori B ce înseamnă? 2, 0, 1, 1, 1, 0, ori 2, 0, 1, 1, 1, 0 și egal cu 4, 4 plus 1, 0 plus 5, 5 2 și cu 2 rămâne. Da. 2, 2 și cu 2. 2. Da. 2. Terminat, a ori B ori A. B-ul. Cine este B-ul? 201 101 0 ori 201 101 0 egal cu matricea 4 și 1, 5 0 și 1, 1 apoi 2 1 1 și 0, da? Apoi 2 0 și 1. Iată, A ori B egal cu B ori A?
Diferit. Complet diferit. Deci A ori B diferit de B ori A. Da? Produsul nu este comutativ. Să punem punctul, am pus eu ori asta. A ori B, da? Da. Aș vrea să încercăm o chestie. Să te luate chestiile. Și mai am B. Ia să vedem B-ul. Determinați matricea X aparține lui M de 2, de 2, 3. X aparține lui mulțimea matricilor de tipul 2, 2, 3. Ce aparține lui el? Și când paranteză el, da, nu ține niciun X aparține, cine aparține lui el? Deci după ce scrie M2, 3, în paranteză el. Așa. Să găsim pe X mare mulțimea matricilor, da, de tipul 2, 3 cu elemente, cu elemente din el. Deci elementele care le punem vă sunt fie numele reale, nu complexe. Dacă 3X plus dacă 3 ori X plus 5A egal cu matricea de 2 linii și 3 coloane, 8 minus 3 2 8 minus 3 2 minus 4 2 și minus 9. Op minus 3 2 și minus 4 minus 4 minus ăsta 2 și minus 9. 2 și minus 9. Deci 3 ori x plus 5 e egal cu 8 minus 3 2 minus 4 2 și minus 9. Ce încercai tu aici? A-ul cine? A e de sus, da, nu? Facem 5A. Deci, eu aș zice 3X egal cu asta minus 5A. Deci echivalent cu 3X egal cu matricea 8 minus 3, 2 minus 4, 2 minus 9 minus 5 înmulțit cu A. O scriem pe A. 2, 0, 1, 1, 1, 1, da? Nu, era 1, 0, nu? Au, au, mi-a dat 2, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 1, 1, 0. Deci, echivalent, o scrierea 3 ori X, egal cu 8 minus 3, 2, minus 4, 2, minus 9, minus matricea 10, 0, 5, 5, 5, 0. De 10, 0, 5, 5, 5, 0. Deci 3x egal cu matricea 8 minus 10, minus 2, minus 3, minus 0, minus 3, 2 minus 5, minus 3. Și pe urmă, minus 4, minus 5, minus 9, și scădere. Da? 2 minus 3, minus 5, minus 3, și minus 9, minus 9. Asta e 3x, numai x va fi egal cu 1 pe 3, pe lângă. Minus 2, minus 3, minus 3, minus 9, minus 3, minus 9, și egală cu o treime din toate elementele. Da? Egală cu matricea. Minus 2 pe 3, minus 1, minus 1, minus 3, minus 1 și minus 3. Terminat. Și asta era matricea. Deci ce a fost aici? Pur și simplu de lucrat cu matrici, niște chestii, mulțirea cu un număr, nici măcar mulțirea două matrici acolo cu A și B transpus acolo a fost o chestie, da? Da, pare rău că n-a făcut. Perfect, de lăsat de 10. Avea niciun motiv. Adică a fost prea simplu ca să te poți înțelege.
La ce te-au încercat așa de rămas pe gânduri? Ce ai putut face? Nu mi-a adus aminte materie, dar am întrebat. Eu ți-am spus aseară. Băi, gândește că așa aș da. Un exponențial o logaritmică, măcar ce este logaritmul? Că asta vă întreba. Ce este un logaritm într-o număr? Baza la ce e dreaptă egal cu argumentul. Atât. Apoi combinările cele care au fost iar. Și asta ai făcut-o? Doar jumătate, să sunați. Cum? Am făcut doar jumătate, adică să sunați. Ah, dar știți că s-a sunat prea repede pentru tine? Nu, e tot așa, n-ai mai bărbuit așa, n-ai avut precizii. Ritmul lent. Vezi? Trebuie să lucrăm mai mult, mai bine ca altfel. La matrici este locul unde trebuia să iei un 10 fără comentarii. Nu sunt chestiuni de finețe, nu e... Ce facem la analize când lucrăm? Și facem limite de tot felul. Chestiuni mai finețe, finuțe mai... Așa... Hai să fim că suntem la matrici. Hai să vedem o proprietate dacă este adevărată sau. Să luăm matricile pătrate de ordine 3. A egal cu matricea 1, minus 1, 0, 0, 1, 1, 2, 0, 1. Asta e A. B. Egal cu matricea. Minus 1, 0, 3. 2, 3, minus 1. 0, 1, 2. Unde ai analizat? Sau când ai analizat luni? Miercuri, da? Și luni ce ai? Nu ai matematica. Aș vrea să arăt că A ori B totul transpus, deci facem A ori B și pe urmă vedem transpusa ei, dacă este egal cu semn de întrebare, cu B transpus ori A transpus. Deci dacă transpusa produsului nu e produsul transpuselor, ci se schimbă ori A, B transpus ori A transpus. Da? Asta ar vrea să vedem dacă e adevărat sau nu. Hai să vedem A ori B. A ori B ar putea ce cât. Ne uităm. O scriem. Pe A. Deci 1 minus 1, 0. 1 ori minus 2. 0, 1, 1. 2, 0, 1. Pe A ori B. Nu le schimb. Nu, eu calculam. Așa, ori B. Ne punem așa, să fie una lângă alta, ca ne vin mai ușor. Minus 1, 0, 3. 2, 3, minus 1. Și 0, 1, 2. Face egal cu. Hai, vorbește acolo. Minus 1, minus 2, minus 3. Următoare. 1, 0, 0, minus 1, minus 3. După aia minus 3, iar. Unor 3, 3. Plus 1, 4, așa, minus 3, minus 3, 4. Deci, cât să zic aici? Minus 3, minus 3, 4. Minus 1, minus 2, câți odată ești? Minus 1, minus 2, minus 3. Acum, 0, minus 3, minus 3. Deci vine minus 3, și 3, 1, 4, 4. Acum începem cu asta. 0, 2, atât rămâne 2. 0, 3, și 1, 4. 0, minus 1, plus 2. Minus 1, plus 2, 1. Minus 2.
minus 2. Minus 2. Minus 2 rămâne. 0, 0, 1. Și 6, 0 și cu 2, 8. Asta e a ori B. Hai să facem B transpus ori A transpus. Ce înseamnă B transpus? Ne uităm la B. Și zicem B transpus înseamnă că linia T, linii le facem coloane, da? Minus 1, 0, 3. 2, 3, minus 1. Și 0, 1, 2. Și A transpus ar să fie, ne uităm la A și facem transpus, adică 1, minus 1, 0, 0, 1, 1 și 2, 0, 1. Și atunci B transpus ori A transpus, B transpus ori A transpus este egal cu B transpus. Înseamnă minus 1, 2, 0, 0, 3, 1, 3, minus 1, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2, minus 1, 1, 0, și 0, 1, 1. Și egal cu? Și acum luăm prima linie cu prima coloană și face minus 1, minus 2, minus 3 face. Apoi, 0, 2, rămâne 2. Apoi, minus 2, rămâne minus 2. 0, 3, deci minus 3, da? Apoi, 0, 3, 0, 3, 4, da? Apoi, 0, 0, 0, 1. Apoi, 3 plus 1, 4. Da. Da, 3 plus 1. Dar nu-i prima, ai linia asta cu asta. A, da. 3, 3 plus, da, 1, 4. 4. Apoi, 0, 0, 0, minus 1, minus 1 plus 2, minus 1 plus 2 face 1. Și 6 plus 2, 8. 6 și cu 2, 8. Deci observăm că avem pe unele locuri egalitate, în alte locuri nu avem. Cred că este o greșeală undeva. Ăștia sunt, iată, prezenți, nu? 4, 1, 1, 8, pe am obținut. Și aici e greșeală pe partea asta. Este o greșeală, nu mai am timp să o urmăresc. De vezi-o tu și discutăm data viitoare, da? Da. Că, în mod normal, A ori B transpus, egal cu B transpus ori A transpus. Dar aici, pe exemplu ăsta, nu ne ieșit, asta vreau să arăt eu. Da. Rămâi să discutăm când? Luni. Așa. Așa că ne oprim aici, sunt și obosit, tu ești obosit, e sfârșit de săptămână. Îmi pare rău așa că tu n-ai percutat să iei notă maximă. Trebuia să se întâmple asta. Data viitoare. Data viitoare, sigur că da.